Am plecat din România acum 4 ani. Am ales împreună cu soțul și copilul să venim să ne mutăm în Germania. Am ales să fac o schimbare în viața mea, datorită unor probleme strict personale, date de sănătate. Am învățat limba germană și acum lucrez în cadrul unei companii în domeniul consultanței financiare și asigurărilor. Am venit ca invitată la acest summit în dorința de a cunoaște alte persoane care desfășoară alte activități aici în Germania. Mă bucur că astăzi am cunoscut foarte multe femei care sunt pline de energie și care își doresc să spună povestea printre noi. Mă bucur de tot ce am întâlnit astăzi aici. Le doresc tuturor femeilor să încerce să-și depășească limitele, să-și iese din zona de confort și să încerce, că succesul vine odată cu efortul depus. Cea mai mare provocare a mea de când sunt în Germania a fost să găsesc să fac ceva legat de ceea ce eu făcusem în România, într-o țară străină, de la capăt, lăsând, poate jumătate din viață în România, familie, prieteni, experiențe, colegi, totul, și să încep să fac același lucru în Germania și să-mi reușească. Chiar a fost o provocare și chiar mi-a reușit. De la summit voi pleca cu foarte multe contacte, voi pleca cu gânduri bune și cu noi proiecte. Sigur că voi dezvolta proiectele pe care acum le am și împreună cu persoane pe care aici le-am cunoscut, încerc să dezvolt mult mai mult ceea ce mi-am propus.